Să ne rugăm împreună. Doamne, Tatăl nostru, Sfânt și Milostiv, care ne iubești. Noi care trăim în acest sfârșit de lume pe care l-ai hotărât, Îți mulțumim că ne-ai iertat toate păcatele noastre prin sângele lui Isus, prețios și ne-ai dăruit o speranță atât de mare și veșnică prin care putem să intrăm în cer. Pentru aceasta îți dăm cinste, slavă și laudă în acest ceas noi care am fost ascumpărați prin sângele prețios al lui Isus, ne-am adunat ca să te lăudăm și să învățăm din cuvântul tău amintindu-ne de harul tău și de dragostea ta pe care ne-ai dăruit-o, credem că ești în mijlocul nostru, te rugăm să ai grijă de fiecare dintre noi, îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru viața ta și pentru harul tău, umple-ne mai mult de aceste lucruri ca să trăim mai vrenici înaintea ta, Doamne, ca niște copii ai tăi. Dacă sunt unii în mijlocul nostru care încă nu au cunoscut cu adevărat dragostea ta, ajută-i să cunoască dragostea ta și viața veșnică ca și noi. Ajută toate bisericile din Corea și din toată lumea ca să propovădească cu încredere și cu putere Evanghelia ta pentru ca sufletele pierdute să fie conduse spre tine, Doamne. De fiecare dată, în fiecare zi, dă-ne cuvântul tău necesar și fă-ne să înțelegem care este calea pe care trebuie să mergem. Fă-ne și în acest ceas să cunoaștem calea ta. Cuvântul tău și harul tău pentru ca în restul vieții noastre să trăim demn ca și copiii tăi. Iar când vom sta în fața Domnului să fim fără vină, ne rugăm în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Să căutăm în Biblie Ioan capitolul 11 Ioan capitolul 11 versetele 25 și 26. Ioan capitolul 11 versetele 25 și 26 să citim împreună. Isus i-a zis eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Până aici. A venit primăvara când plantele încolțesc, totul revine la viață. Copacii care păreau morți în timpul iernii încep să încolcească, să înfrunzească, să înflorească, ca apoi să dea roade. Totul revine la viață. Primăvara animalele care hibernau, ies fiecare de pe unde au hibernat pe timpul iernii, totul se deșteaptă, se trezește. Se poate spune că primăvara se vede începutul vieții. În acest anul timp, când totul revine la viață, a înviat Isus Hristos. Aceasta are o semnificație foarte mare pentru noi. Nimeni nu poate ști cu exactitate în ce zi s-a născut Isus Hristos. Dar putem ști când a înviat Isus Hristos. În Leviticul capitolul 23 pe 14 ianuarie, conform calendarului evreiesc, izraeliții, în ziua Paștelui, au ieșit din țara Egiptului, cu o zi înainte de a ieși, după ce au omorât fiecare câte un miel, au fost protejați de moartea întâlnui născut, iar a doua zi au ieșit din țara Egiptului, pentru a proteja viața israeliților, a trebuit să moară un miel. În 1 Corinteni 5 cu 7 spune Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Este umbra lui Isus Hristos. În Matei, exact în ziua Paștelui, vedem că Isus Hristos a murit. Pe 14 ianuarie, conform calendarului evreiesc, Isus Hristos a murit. De aceea putem ști exact când a murit Domnul Isus Hristos. Iar a treia zi, Isus Hristos a înviat. De aceea, sărbătoarea de Paște a poporului Israel, conform calendarului nostru, este la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie. Calendarul nostru este puțin diferit de calendarul evresc. De aceea, Isus Hristos a murit ca miel de Paște și în a treia zi, în prima zi a săptămânii, Isus Hristos a înviat. De aceea a fost profețit în Biblie că Isus Hristos va muri ca miel în ziua următoare, după sabat, adică în prima zi a săptămânii, Iisus Hristos a înviat. Următoarea zi după sabat este sărbătoarea întâielor roade. Această sărbătoare a primelor roade se referă la Domnul Iisus Hristos, care este pârga, primul rod al învierii. De la sărbătoarea primelor roade, Trecând șapte zile de odihnă, deci șapte ori șapte, trecând 49 de zile, a 50a zi este ziua cinzecimii. După ce Iisus Hristos a înviat, timp de 40 de zile s-a arătat pe sine multor ucenici ca să arate că a înviat. Apoi, după 10 zile, Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ în ziua cincizecimii, ceea ce era profețit în Leviticul, capitolul 23, cu 1500 de ani înainte de venirea Domnului Isus Hristos, s-a împlinit atât moartea cât și învierea Domnului Isus Hristos. Urmând firul acestor sărbători ale evreilor scrise în Biblie, putem cunoaște despre ziua Marei Răscumpărări, despre izraeliți care în necazul cel mare de șapte ani vor putea primi mântuirea, cei 144.000, apoi sărbătoarea corturilor, care este și ultima sărbătoare, care este o umbră a împărăției de o mie de ani pe pământ, care va veni. Domnul Isus Hristos a făcut multe minuni, dar printre ele, ultima minune pe care a făcut-o Isus Hristos l-a înviat pe Lazar, care era mort de patru zile. În Ioan 11 de ce vorbește despre acest eveniment. În Biblie este consemnat că Isus Hristos de trei ori a înviat din morți diferiți oameni. Primul caz este când Isus Hristos a înviat-o pe fica lui Iair, care era un fruntaș al sinagogii. Isus a spus că fetița n-a murit, ci doarme. Iudei își băteau joc de Domnul Isus Hristos, dar Isus Hristos a spus Talita Cumi, care înseamnă Fetițo, scoală-te! Atunci fica lui Iair, care era moartă, a înviat. Apoi, următorul caz, fiul unei văduve care locuia în orașul Nain, a murit. Oamenii s-au dus să-l îngroape pe fiul ei. Mama lui, văduvă, plângea dar Domnul Iisus Hristos a oprit această mulțime și a spus, Tinere, ridică-te! Așa că s-a ridicat chiar înainte de a fi îngropat. Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe fiul văduvei din Nain. Apoi, în Ioan, capitolul 11, l-a înviat pe Lazar, care era mort de patru zile. În Israel, oamenii erau îngropați în morminte se pate în stâncă. Și astfel din generație în generație, în aceste locuri se pate în stâncă, sunt îngropați morții. În Betania, Lazar, pe care Domnul Iisus Hristos îl iubea, și surorile lui Marta și Maria, cei trei frați Biblia nu menționează despre părinților. Ei erau cei care îl primeau mereu pe Domnul Iisus Hristos de fiecare dată când vizita acel sat și se adunau în casa lui Lazar. Oamenii veneau să asculte cuvântul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos iubea pe Lazar. Când Iisus Hristos era în Galileea, i-au dat vestea că Lazar este bolnav, dar Domnul Iisus, auzind-o, nu a plecat imediat a mai rămas unde era încă patru zile și apoi le-a spus ucenicilor săi, Ioan 11 cu 1, Iisus a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorile i-au zis ucenicii, acum de curând căutau Iudei să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudea. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Lasă-o să doarmă. Dacă doarme. Atunci, Isus Hristos le-a spus clar, Lazăr este mort. Era mort. Dar Isus Hristos a spus că doarme. În mai multe părți ale Bibliei se spune despre anumiți morți că dorm. Așa cum spune și în 1 Tesalonicen, capitolul 4, Morți în Hristos Isus spune că sunt adormiți. Morții fără Hristos nu au nicio speranță, dar cei adormiți în Hristos, când li se va spune să se trezească, se vor trezi. De aceea, Iisus Hristos, când s-a dus în Betania, a durat o zi, deci erau patru zile de la moartea lui Lazar. Și surorile au venit la Iisus Hristos și i-au spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Așa pare că îi reproșa Domnului Iisus Hristos. Plângea și era foarte triste. Dar Domnul Iisus Hristos le-a spus că Lazar va învia. Atunci Marta a zis, știu că va învia la înviere, în ziua de apoi, pentru că ea credea în înviere. La înviere va învia. Și în Vechiul Testament se vorbește despre oameni care vor învia. Cei mântuiți vor învia pentru a intra în raiul veșnic, iar cei care nu au primit mântuirea vor învia și ei, dar pentru a merge în iad. Chiar și în cărțile Vechiului Testament se vorbește despre învierea morților. Dar Isus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Apoi a întrebat, unde l-ați pus? Iisus Hristos a dus la mormânt, la peștera unde era Lazar și era o piatră pusă la intrare. Erau acolo niște oameni, iar Iisus Hristos le-a spus, dați piatra la o parte. Marta i-a spus, Doamne, miroase greu, căci este mor de patru zile. Dar Domnul Iisus Hristos a spus, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au dat la o parte piatra, cu siguranță că mirosea foarte greu, dar când Iisus Hristos a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Oamenii trebuie să se fi gândit, de ce îl strigă pe lazăr, Crede că doarme? Cum este posibil să spună unui mort să iasă din mormânt. Mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Cât de tare s-or fi speriat oamenii atunci. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Astfel, a fost înviat Lazar. Unii spuneau, cum este posibil să se fi întâmplat asta? Este prea de tot. Dar știți cine este Isus? Filipen 2 cu 6. Isus avea chipul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat toate lucrurile din lume, prin cuvântul său, cel care era cu Dumnezeu, fiind Cuvântul, este chiar Isus. În Geneza, capitolul 1, versetul 26, spune: Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Cuvântul Dumnezeu, Elohim, în ebraică, este atât la singular cât și la plural. Să facem om după chipul nostru. Apoi în Geneza, capitolul 11, versetul 7, când oamenii construiau turnul Babel, Dumnezeu a spus, Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba. Spune noi. Dumnezeu este unul, dar sunt trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Cei trei sunt una. Un singur Dumnezeu, trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Treime. După ce Iisus Hristos a înviat, s-a arătat ucenicilor, Toma nu era acolo, dar ceilalți ucenici îi spuneau că Domnul Iisus Hristos a înviat. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adus degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ioan 20 cu 27 Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma l-a numit pe Iisus Dumnezeu. Iar Iisus nu l-a contrazis. Nu a respins această afirmație. A acceptat să fie numit așa pentru că este Dumnezeu. 1 Ioan 5 cu 20 spune, noi suntem în cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Ce nu putem înțelege pe deplin? Dumnezeu unic în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Isus este cel care a creat toate lucrurile din lume cu Cuvântul Său. El însuși este Dumnezeu. Ioan, capitolul 1, versetul 3, spune: Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este Dumnezeu. Și în Evrei, capitolul 1, versetul 3, despre Isus Hristos, spune: El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El este Dumnezeu. De aceea, a vindecat bolnavii, a înviat morții a liniștit marea și vânturile. Oamenii spuneau, ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Matei 8,27 cu 27 Bineînțeles, Iisus Hristos este Dumnezeu, de aceea și vânturile și marea îi se supun. Când spune ceva, se face. Dumnezeu adevărat s-a întrupat și a venit în lume. El este Isus. De aceea, când a spus, Lazare, ieși afară, atunci Lazare a ieșit. Cu siguranță, în această peșteră au fost mai mulți morți. Dacă Isus nu ar fi spus pe nume, Lazare, ieși afară, ar fi ieșit toți morți din acel mormânt. El este Dumnezeu Creatorul și a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu 25 Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Duhul cuiva, când acesta primește mântuirea, nu mai moare niciodată. Deși trupul său moare, dar Duhul său trăiește veșnic. De deci aceea spune, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Înseamnă că Duhul Său nu va muri în veci. Crezi asta? Așa i-a spus Isus Martei. Punctul principal al întregii Biblii este Isus Hristos. Ioan 5 39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. De la Geneza până la ultima carte, Apocalipsa, punctul principal este Isus Hristos. Despre nașterea sa, viața, moartea, învierea, înălțarea sa și a doua sa venire, Domnul Isus Hristos este punctul principal. Mai ales pentru a obține viața veșnică, cea mai mare lucrare pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos, este moartea și învierea sa. Dintre toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, cea mai mare și cea mai uimitoare este moartea și învierea lui Isus. Dumnezeu a luat trup de om și a murit. Vărsându-și sângele, a fost îngropat, iar a treia zi a înviat. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartele cruce. Apoi, prin puterea lui, Dumnezeu a înviat și s-a înălțat la cer. Dumnezeu a înviat și s-a înălțat la cer. De aceea, dintre toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu, cea mai mare și cea mai uimitoare este moartea și învierea lui Isus. Dumnezeu a creat și guvernează toate lucrările, toate lucrurile din această lume cu cuvântul său. Dar ca să ne mântuiască, pentru a merge în cer, nu s-a putut proceda la fel ca în Geneza când a spus și s-a făcut. Nu era suficient ca Dumnezeu să spună și automat păcătoșii să aibă păcatele iertate. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept. Roman 6,23 spune că plata păcatului este moartea adică păcătosul nu poate avea viața până nu se plătește cu moartea. Plata păcatului care este moartea, deci Dumnezeu, luând trup omenesc, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, a venit pe acest pământ și după ce a împlinit toată legea, a purtat toate păcatele noastre, a murit pe cruce vărsându-și sângele. De aceea în Isaia 53 cu 6 spune, Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Pentru faptul că Isus Hristos a purtat toate păcatele noastre, a fost drobit, chinuit, asuprit, blestemat și răstignit și a vărsat tot sângele. Aceasta a fost neprihănirea lui Dumnezeu. Și după ce a frânt puterea morții, a revenit la viață. Faptul că a murit este dragostea lui Dumnezeu pentru noi și faptul că a înviat a treia zi este neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru a ne da garanția că suntem îndreptățiți, de aceea a înviat. Așadar, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos este cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o vreodată. Dumnezeu nu ar putea face niciodată o lucrare mai mare decât aceasta. El a dat totul deja, a făcut totul deja. Credeți că are nevoie să facă o lucrare mai mare decât aceasta? Nu, nu are nevoie să facă altă lucrare și nici nu trebuie să o facă. În ceea ce privește crearea tuturor lucrurilor, Dumnezeu a făcut-o cu cuvântul său, dar pentru a ne mântui, nu s-a putut doar cu cuvântul, ci a dat la moarte pe unicul său fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Și după ce a sfârmat moartea pentru totdeauna, ne-a dat viața veșnică. Aceasta este cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o, lucrarea de mântuire. De aceea, când ne uităm la cărțile Vechiului Testament, era profețit că Domnul Iisus Hristos va muri și va învia. A fost profețit dinainte să căutăm în Biblie. Vă rog frumos să căutăm împreună, toți, fiecare în Biblia lui personală, Psalmii, capitolul 16, versetele 10 și 11. Psalmii, capitolul 16, versetele 10 și 11. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putezirea. îmi vei arăta că vieții înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Cu aproximativ o mie de ani înainte de venirea lui Iisus Hristos pe pământ, David a lăsat scris acest psalm. Aici se spune, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putezirea. Iisus Hristos, deși a murit pe cruce, nu a văzut putrezirea. Fluierele picioarelor tâlharilor au fost drobite. Izraeliților în Egipt, de Paște, li s-a spus să mănânce mielul, dar fără să zdrobească, fără să rupă vreun os. Deși fluierele picioarelor tâlharilor au fost drobite ca să moară mai repede, dar când l-au văzut pe Hristos, acesta era deja mort de aceea nu a fost nevoie să-i zdrobească fluierele picioarelor și lui. Astfel s-a împlinit așa cum spune această profeție, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Adică Domnul Iisus Hristos, deși a murit, nu a văzut putrezirea. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, păcatele noastre au fost luate pentru totdeauna. Și faptul că Domnul Iisus Hristos nu a văzut putrezirea, este pentru a ne da viața veșnică. Așa a fost profețit. Și apoi apostolii au citat acest cuvânt așa cum este, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat. Să căutăm în Biblie faptele apostolilor, capitolul 2, de la versetul 25, faptele apostolilor, capitolul 2, de la versetul 25 la 32, căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. cât despre Patriarhul David să-mi fie îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai lui. Apostolii le-au spus astfel evreilor: Omul acesta, Isus Hristos, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat. Este ceea ce a profețit și tatăl vostru David cu o mie de ani înainte de venirea Domnului Isus Hristos, pentru a face cunoscută calea vieții. David a vorbit despre moartea și învierea Domnului Isus Hristos, iar noi suntem martori ai acestui lucru astfel ei provodeau cu încredere. De asemenea, în Isaia 25 cu 8, cu 700 de ani înainte de venirea lui Iisus Hristos, așa profețise, nimicește moartea pe vecie. Moartea Domnului Iisus Hristos este pentru păcatele noastre și învierea Domnului Iisus Hristos cu același trup ca și al nostru, Iisus Hristos a înviat pentru a distruge moartea pentru totdeauna, pentru a nimici pe vecie. Așa spune cuvântul. Să căutăm în Biblie 1 Corinteni, capitolul 15, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 3 la versetul 8. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Scripturi se referă la Vechiul Testament. Și că s-a arătat lui Chifa apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Apostolul Pavel, vorbind despre învierea Domnului Iisus Hristos, a spus, V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Aceasta este Evanghelia. Când a rostit acest cuvânt, cărțile Noului Testament nu fuseseră încă scrise. De aceea, în acest caz, scripturile se referă la scripturile Vechiului Testament. Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. S-a arătat lui Chifa, adică Petru, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Totuși, evreii nu crede în Isus. De ce? Isus Hristos era în mormânt, soldații îl păzeau. După ce Isus a înviat, preoții s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Ucenicii au fugit atunci când Domnul Isus Hristos a murit pe cruce. După ce au fugit toți ca niște lași, dintr-o dată au prins brusc curaj ca să fure trupul mort al Domnului Isus, care era păzit bine de soldații romani în armați și era și pecetruit Mormântul cu sigiliul guvernatorului? Cum să fie posibil ca ucenicii să-l fi furat? Preoții și farisei dând bani soldaților, i-au spus să spună guvernatorului că ucenicii lui au venit și au furat trupul lui Isus. Această minciună au împrăștiat-o, și încă mai cred această minciună, și în ziua de astăzi. Alți vrei spun despre cei care afirmă că au văzut pe Iisus înviat că li s-a năzărit. Au văzut ceva ireal. Dar credeți că cineva ar putea vedea lucruri care nu sunt reale timp de 40 de zile? Domnul Iisus Hristos nu a apărut doar în fața unei singure persoane, ci în fața la 500 de frați deodată. În același timp, s-a arătat celor 12 ucenici, apoi s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Astfel, Isus Hristos în viață a arătat oamenilor: E posibil ca 500 de oameni să vadă un lucru ireal în același timp? Nu. Și apoi, Apostolul Pavel a vorbit despre el însuși. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Înainte de a se chema Pavel, se numea Saul, era fariseu din farisei. A studiat la picioarele lui Gamaliel, care preda legea în cel mai strict mod. A crescut și a devenit fariseu. Fiind evreu și trăind departe de Israel, dar în Imperiul Roman, el nu a văzut pe Domnul Iisus Hristos fizic în timpul vieții lui Iisus, dar a auzit că unii spuneau că Iisus este Mesia. De aceea el considera că sunt eretici, falși, și că trebuie uciși. De aceea, când a murit diaconul Ștefan, de asemenea, apostolul Pavel, când era Saul, era de față, încuvințând ce se făcea. Apoi Saul a pornit într-o călătorie cu soldați înarmați ca să-i prindă pe creștini. Dar deodată, pe drumul Damascului, a apărut o lumină puternică, încât Saul și-a pierdut vederea și s-a auzit un glas care spunea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, Eu sunt Isus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Adică luptând împotriva mea, îți faci singur rău. A prigoni pe cei care cred în Isus înseamnă a prigoni pe Isus. Isus în Ioan 15 cu 18 spune Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că îi erau ochii deschiși, nu vedea nimic. L-a luat de mâini și l-a dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Domnul a trimis pe Anania la Saul ca să recapete vederea. Au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Cu alte cuvinte, Saul, timp de trei zile cât a fost orb, și-a dat seama că Domnul pe care îl prigonea era adevăratul Mesia. Domnul este cel care l-a proșternat pe Saul pentru a-l lua ca apostol al neamurilor. Apoi apostolul Pavel propovădea Evanghelia deoarece îl văzuse pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia. De aceea a spus în 1 Corinteni 15,8 După ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Iisus înviat nu a dispărut așa ca un abur, ca un fum, ci timp de 40 de zile s-a arătat ucenicilor. Pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Isus avea un trup transformat, ceresc, și putea trece prin timp și spațiu. Luca 24 cu 36, pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și aveți astfel de gânduri în inima voastră? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Iisus Hristos a cerut mâncare nu pentru că era foame, ci pentru a le da de înțeles că trupul său era real și nu era un duh. Când i-au dat un pește prăjit în fața lor, Iisus Hristos l-a mâncat. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost un duh, cu siguranță ucenicii ar fi văzut pâncarea coborându-i pe esofag, dar nu a fost așa. În realitate, Domnul Iisus Hristos avea și el trup ca și noi, dar cu un trup transformat, înviat. Toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au însemnătate. Domnul Iisus Hristos nu a venit în această lume ca să vindece bolnavi. Dar faptul că a vindecat leproșii este umbra faptului că avea să ne mântuiască, curățindu-ne de păcatele noastre. Faptul că a deschis ochii orbilor înseamnă că atunci când a fost mântuiți, a deschis ochii noștri care erau orbiți, iar faptul că a izgonit demonii este umbra faptului că Duhul nostru care era stăpânit de Satana, a fost eliberat atunci când a primit mântuirea. De aceea, în Ioan 5 cu 25, spune, Adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Când am auzit cuvântul, lui am revenit la viață din punct de vedere spiritual. FSM 2 cu 1 va înviat pe voi când erați morți, în fără de legi și păcate. După cum spune acest cuvânt, toți oamenii de sub Adam s-au născut în fără de lege și păcat. S-au născut ca păcătoși. Faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, este umbra faptului că El va readuce la viață Duhurile moarte din cauza păcatelor. Iisus le-a spus mai dinainte ucenicilor că va muri și va învia. Să căutăm în Biblie, Matei, capitolul 12, Matei, capitolul 12, versetul 38, Matei, capitolul 12, versetul 38. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis, un neam viclean și prea cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Că după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Cărturarii și farisei au venit la Isus și au zis, Am vrea să vedem un semn de la tine. Dacă ești Hristos, arată-ne un semn. Iudeii caută semnele, atunci Isus le-a răspuns, un neam viclean și prea cere un semn. Dar de ce credeți că Domnul Iisus Hristos a spus așa, neam viclean și prea curvar? Singurul lucru pe care îl căutau era să li se arate un semn. În Vechiul Testament, li s-au arătat multe semne prin puterea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost profețit despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar evreii, pariseii, fără să creadă lucrarea Domnului Iisus Hristos, fără să cunoască scripturile, au cerut doar să li se arate un semn, ceea ce este rău. Ca de exemplu, un fiu, într-o zi, îi spune brusc tatălui său, Tată, tu ești tatăl meu cu adevărat? Dacă ești, te rog să-mi demonstrezi printr-un semn. Semnul este așa. Eu o să sar de la primul etaj. Când eu sar, tu alergi și mă apuci ca să nu mă rănesc. Atunci voi crede că ești tatăl meu cu adevărat. ce va spune tatăl? Ești nebun? Este ceva rău. Imaginează-ți că după ce a trăit atâția ani, îi spune tatălui său, Tată, vreau să văd un semn că ești tatăl meu cu adevărat. Și încă un exemplu. Dacă o femeie merge cu mai mulți bărbați care îi cumpără lucruri și îi dau bani, atunci este o femeie adulteră. Poporul Israelit avea deja cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dacă ar fi cunoscut cuvântul, l-ar fi recunoscut pe Mesia, pe Isus Hristos. Dar ei au vrut să vadă doar semne. Chiar și când Isus era pe cruce, i-a spus, dacă este El împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în El. Trebuie să credem în Isus prin cuvânt, nu prin semne. Cerând mereu semne este greșit. Neam, viclean și prea curvar. Sunt ca femeile adultere care vor să urmeze doar pe bărbați bogați, care le dau mulți bani care le cumpără toate lucrurile, este greșit. De aceea vorbește despre Iona, semnul lui Iona. Orașul Ninive era plin de păcate, așa că Dumnezeu l-a trimis pe Iona, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Dacă se vor pocăi, vor fi iertați, dar Iona cam nu vrea să meargă acolo la oameni din Ninive. Ei sunt dușmani Israelului, merită să fie distruși. El nu s-a dus la Ninive, ci a luat o corabie care mergea spre Tarsis, în cealaltă direcție. Apoi s-a stârnit o mare furtună pe mare, corabia aproape că se scufunda. Marinarii au spus, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea asta, au tras la sort și sortul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis: Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care-ți este țara și din ce popor ești. El le-a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul Cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia care au avut o mare teamă și i-au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au spus, ce să facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Iona tot nu a vrut să meargă la Ninive. Iona ar fi putut spune, hai să mergem la Ninive. Iona nici când a văzut că este pe punctul să-și piardă viața, nu a vrut să meargă la Ninive. A preferat să fie aruncat în mare. l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. În Geneza, capitolul 1, vedem că Dumnezeu a făcut peștii cei mari. Dumnezeu a făcut peștii cei mari pentru această ocazie, pentru ca să înghită pe Iona. Așa că peștele cel mare l-a înghițit, Iona a ajuns în burta peștelui celui mare. Când am fost în Rusia, am văzut un pește foarte mare, a cărui gură deschisă era foarte mare. Era expus într-un muzeu. Era atât de mare încât putea înghiți un om și mai mulți oameni. Era foarte mare. Iona a ajuns în burta peștelui cel mare Cum s-ar simți cineva să fie în burta unui pește? Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis, În strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi a auzit glasul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. în cartea lui Iona este totul scris, nu am inventat această poveste, este real. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului următoarele, oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Și că se întorceau de la calea lor ce atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care îl se hotărâse să-l îl facă și nu l-a făcut. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta, dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de temânii din pricina curcubetelui, El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor? Aceasta este povestea lui Iona. Domnul Iisus Hristos vorbea despre asta. Iona, timp de trei zile și trei nopți, a stat în pântecele peștelui cel mare. Acesta a fost semnul. Dar văzând acest semn, auzindu-l, poporul din Ninive s-a pocăit. In Matei, capitolul 12, versetul 40, căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Acesta este semnul Că Isus este Mesia, Hristos. Că Fiul Omului va sta în inima Pământului trei zile și trei nopți. Este vorba despre moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Acesta este semnul lui Iona. să căutăm în Biblie. Matei. Matei, capitolul 20. Matei, capitolul 20. De la versetul 18 la 19. Matei, capitolul 20, versetele 18 și 19. Iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l barjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Tocmai le-a spus ucenicilor săi că va muri și va învia. Iisus le-a spus deja. În mai multe ocazii, Domnul Iisus Hristos le-a spus că va muri și va învia, dar ucenicii săi nu l-au crezut. De ce nu l-au crezut? Pentru că ucenicii încă mai credeau că atunci când Domnul Iisus Hristos va merge la Ierusalim, El va fi făcut regele evreilor și va face Israelul independent de Imperiul Roman. De aceea, ucenicii se gândeau doar să aibă o poziție mai înaltă în împărăție. Dar așa cum a fost profețit în Vechiul Testament, ceea ce avea să facă Domnul Iisus Hristos nu era să împărățească, era să moară pentru păcatele oamenilor. Apoi, fiind în inima pământului, trei zile și trei nopți, iar în a treia zi a înviat. Să căutăm în Biblie, Matei, capitolul 28, versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți, devedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îți veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, le spuneți fraților mei, să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Femeile care îl urmau pe Iisus Hristos au văzut unde fusese îngropat. Vedem că femeile erau mai curajoase decât bărbații, decât ucenicii. Așa că, după ziua de odihnă, după sabat, în prima zi a săptămânii, femeile s-au dus acolo ca să îl ungă cu mirezme trupului lui Isus. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Femeile au plecat în zori, când era încă întuneric, dar înainte ca femeile să ajungă, cu tremurul se produsese deja și soldații de pază, văzând îngerii, au leșinat. Când s-au trezit, au fugit. După toate acestea, au ajuns și femeile în acel moment. Îngerul le-a zis, Nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Peștera era goală, tergarul care fusese pus pe capul lui Iisus era făcut sul. Duceți-vă de spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți. Atunci femeile cu frică și cu mare bucurie au alergat să dea vestea ucenicilor, dar în acel moment le-a întâmpinat Isus, și le-a zis bucurați-vă. Ele s-au apropiat, să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei. Îi spune fraților mei. De ce frați? pentru că înainte de a muri, Domnul Iisus Hristos era singurul născut. Precum un bob de grâu a murit, Domnul Iisus Hristos, prin moartea sa, a făcut să se nască mulți frați. În cartea Ioan, Iisus îi spune Mariei Magdalena, spune fraților mei. Iisus Hristos a devenit din singurul născut, întâiul născut. Și s-au născut mulți frați. În Romani, capitolul 8, versetul 29, spune: Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și în Evrei, capitolul 1, versetul 6, spune: Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut. Acum nu mai este unicul născut, ci întâiul născut. Pentru că mulți frați s-au născut deja prin moartea și învierea lui. De aceea a spus, duceți-vă, de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Galileea, unde Iisus Hristos i-a întâlnit pe ucenici pentru prima dată. Deci, le s-a arătat în Galileea și le-a spus, veniți și mâncați. Da, aici vedem o scenă foarte frumoasă. L-au văzut pentru prima dată pe Domnul Iisus înviat. Nu erau bărbați, ci femei. Și de acolo Domnul Iisus Hristos, timp de 40 de zile, s-a arătat că a înviat. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, spune, După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile. Apoi în Ioan 20 cu 19, când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, arătându-le locul cuielor și coasta sa. Așa cum tatăl meu m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi, spune. Iisus Hristos, prin moartea și învierea sa, a frânt, a zdrobit puterea morții și a lăsat dovezile prin care putem crede. Iisus Hristos, prin moarte, a înfăptuit mântuirea, de aceea ucenicii au fost trimiși să propovăduiască această moarte și înviere. Același lucru este valabil și pentru noi. Noi, după ce am primit mântuirea, Acum am fost trimiși să propovăduim moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. De aceea în Romani, capitolul 10, versetul 14 spune, Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, chiar dacă Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce? Dacă nu există predicator care să propovădească cuvântul, cum pot crede dacă nu cred cum pot merge în cer, creștinii sunt trimiși să propovăduiască acest adevăr. Nu numai ucenicii, ci și noi. Apoi Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 20 cu 23 Luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Dacă li se va propăvâi acest cuvânt, acest adevăr, oamenii vor fi mântuiți, altfel, dacă nu li se va propovădui, cuvântul vor pieri. De aceea, în Ioan capitolul 20, de la versetul 19 înainte, vorbește despre aceasta. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși, fără trimiterea de predicatori, de misionari, nimeni nu ar putea crede. Nimeni n-ar putea primi mântuirea. Cu alte cuvinte, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos este baza credinței noastre, fundamentul. De aceea Biblia spune în Romani, capitolul 10, de la versetul 9 la 10, Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. A crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă că noi credem în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Mulți spun că ei cred în Iisus. Cred că a murit și a înviat. Mai ales de Paște, bisericile se adună pentru a lăuda pe Domnul. Spun și ei că Hristos a murit și apoi a înviat. Dar de ce tot nu sunt mântuiți? pentru că nu raportează moartea Domnului Iisus Hristos la ei înșiși. Nu cunosc însemnătatea morții Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru ei. Moartea Domnului Iisus Hristos este moartea mea, iar învierea Domnului Iisus Hristos este învierea mea. Trebuie să știm cum să raportăm moartea și învierea Domnului Iisus Hristos la noi înșine. De aceea în Romani capitolul 4, versetul 25 spune, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotit neprihăniți. Cu alte cuvinte, Iisus a fost înviat pentru îndreptățirea mea. Iisus Hristos a fost înviat pentru ca noi să credem. Deci când știi exact ce legătură are moartea și învierea Domnului Iisus Hristos cu mine, cu viața mea, atunci primești mântuirea. Baza Punctul principal al credinței noastre, fundamentul este că Domnul Isus Hristos a murit pentru mine și a fost înviat pentru ca eu să cred. Pentru a-mi da viața veșnică. Trebuie să știi cum să raportezi acest fapt la tine însuți. Iar faptul că Domnul Isus Hristos a înviat este garanția că păcatele noastre sunt iertate pentru totdeauna chiar dacă Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, dacă nu ar fi înviat, nimeni nu ar fi știut de ce a murit Domnul Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu ar fi înviat, nimeni nu ar fi crezut în Isus. Imaginați-vă că atunci când l-au prins pe Isus, toți au fugit. Petru l-a urmat de departe. Când i-au spus că este ucenic, el a spus că nu este. De trei ori a negat. credeți că ucenicii ar fi fost dispuși să-și dea viața fără să-L fi văzut pe Domnul Iisus Hristos în viat? Cu siguranță Domnul Iisus Hristos a înviat. De aceea ei erau gata să moară și au și murit predicând acest adevăr. Să căutăm în Biblie, Faptele Apostolilor, capitolul 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Acum poruncește tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. De ce ar trebui să se pocăiască? A se pocăi înseamnă a crede că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. A se pocăi nu înseamnă a vărsa lacrimi, ci a crede în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, adică va veni ziua în care Dumnezeu îi va căuta pe toți cei care nu au crezut acest adevăr. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. A dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită pentru ca ei să creadă. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat ca o garanție că păcatele noastre sunt iertate pentru totdeauna. Prin urmare, învierea este dovada prin care putem crede cu adevărat că păcatele noastre sunt iertate pentru totdeauna. Evrei, capitolul 1, versetul 3 spune, El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor. Iisus Hristos în viață este Cel care a curățat păcatele noastre pentru totdeauna. De aceea el a spus pace vouă. De ce pace? Pentru că noi să avem deja pacea în ceea ce privește iertarea păcatelor noastre. De exemplu, un om care are o datorie de 50.000 de euro și nu mai are capacitatea de a plăti. Dar dacă un alt om plătește pentru el și îi spune după aceea, fi pe pace și îi dă chitanța cum că s-a plătit. Atunci, câtă liniște și pace îl cuprinde pe acel om, la fel este și cu noi. Prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a lăsat chitanța în care este pecentruit faptul că păcatul nostru a fost iertat pentru totdeauna, astfel încât să avem pace și să fim liniștiți în privința păcatelor noastre. Învierea Domnului Iisus Hristos înseamnă că puterea morții este zdrobită. Evrei, capitolul 2, versetul 15 spune, Să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Supuși robiei. Iisus Hristos a murit și a înviat pentru a ne elibera pe noi care eram supuși morții. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10, spune A fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nemicit moartea și a adus la lumină viața și neputrizirea prin Evanghelie. Vorbește despre același lucru. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, păcatele noastre au fost înlăturate pentru totdeauna și prin învierea lui Iisus Hristos din morți, avem o nădejde vie, o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. De aceea, în 1 Corinteni 15 cu 22 spune, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. În Adam toți erau morți, dar în Hristos, acum toți pot să vină la viață. Prin Adam am devenit păcătoși, prin păcat urma să fim distruși, dar prin alt om, Hristos, păcatele noastre au fost luate pentru totdeauna și am obținut viața nouă, viața veșnică. Cât de importantă este pentru noi moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și Isus Hristos s-a înălțat la cer, este viu, este la dreapta Tatălui și este avocatul nostru. Avocatul că păcatele noastre sunt iertate pentru totdeauna. Să căutăm în Biblie, Roman, capitolul 8. Roman, capitolul 8, versetul 34. Cine-i va o sândi, Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Spune, cine îi va osândi? A osândi înseamnă a judeca, a condamna. Cine ne va judeca? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. În ce fel mijlocește pentru noi? Arătându-i sângele, sângele lui înaintea lui Dumnezeu, și cu siguranță el menționează numele noastre. Dumnezeu privește acest sânge, a învărsat acest sânge ca să iau păcatele lor. Bineînțeles că păcatele voastre sunt iertate de vreme ce sângele lui Hristos a fost vărsat. Nu numai că a revenit la viață pentru noi, dar este și așezat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De aceea, cât de sigură este mântuirea noastră, este foarte sigură. Isus, fiind avocat, dovada că păcatele noastre au fost iertate pentru totdeauna, stă în faptul că Isus a înviat. Să căutăm în Biblie, 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Să citim împreună. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a răscut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde vie. spune că prin învierea lui Isus Hristos din morți, ne-a răscut din nou. Ce înseamnă aceasta? Ioan 3 cu 5. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Din apă și din duh. Unii cred că din apă se referă la vărsa atât de multe lacrimi și cum mai plâng, varsă lacrimi și apoi vine duhul. Nu, nu este așa. Nu este adevărat apa pe roia lui Noe, cu apă a judecat Dumnezeu întreaga lume, apa se referă la judecată. Matei, capitolul 3, când Isus și-a început viața publică, a fost botezat în râul Iordan, iar când Isus Hristos a intrat în apă, a fost cufundat, asta arată moartea și îngroparea lui. Iar când Isus a ieșit din apă, se refere la înviere. Și atunci s-a deschis cerul și de acolo s-a auzit un glas care spunea Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Prin moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos s-a deschis poarta cerului. Poarta cerului era închisă, dar prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos de atunci s-a deschis poarta cerului. Când a murit Domnul Isus Hristos, perdea Templului s-a rupt de sus până jos. Apoi a coborât Duhul Sfânt. De fapt, nu era nevoie ca Duhul Sfânt să se coboare asupra lui Isus Hristos în chip de porumbel, dar a fost așa ca să fie un semn că Duhul Sfânt va veni la cei care vor crede în Isus, în moartea și în vierea sa. Și ni se va spune. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Este pentru a ne arăta că atunci când cineva primește mântuirea, așa va fi. Va primi Duhul Sfânt și va fi acceptat. De aceea, a se naște din apă se referă la dreptatea lui Dumnezeu, la judecată. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, păcatele noastre au fost iertate și prin faptul că Domnul Iisus Hristos a ieșit din apă, se refere la o viață nouă. Moartea și învierea. Aceasta înseamnă a se naște din apă și din duh. Aceasta este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, spune Ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, este adevărat. Ascultând cuvântul, se poate obține viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Moartea și învierea lui Isus este cea mai mare putere al lui Dumnezeu care poate salva duhul mort. Iar învierea Domnului Isus Hristos este și garanția că și trupul creștinilor va fi transformat. Este o umbră. Să căutăm în Biblie 1 Corinteni capitolul 15. 1 Corinteni capitolul 15 de la versetul 16 la 19, voi citi, căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Iisus Hristos este Cel care a murit, a fost îngropat și a înviat. Aceasta înseamnă că nu numai Domnul Iisus Hristos a înviat, ci și cei care sunt în Hristos Iisus, cei mântuiți cei care au o viață nouă, adică noi, împreună cu Hristos vom învia. Avem garanția prin învierea sa. Ne-a arătat acest lucru. De aceea, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă nu ar fi înviat Isus, nu am fi știut în ce fel au fost iertate păcatele noastre. Nimeni nu ar fi știut dacă Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele sale sau pentru păcatele noastre. Deci învierea Domnului Iisus Hristos ne arată că păcatele noastre au fost îndepărtate pentru totdeauna și ca avocat al nostru El este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost înviere, cei care au adormit în Hristos sunt pierduți, ar fi pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce spune acest cuvânt? Câți creștini din biserica primară au fost maltratați și persecutați pentru că au crezut în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos, dar dacă nu ar exista învierea, ei ar fi cei mai nenorociți. Dar nu există numai lumea aceasta, ci și lumea viitoare. Pentru a ne da viața veșnică și slava cerului, slava veșnică a cerului a murit și a înviat. Să căutăm în Biblie, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 20. Dar acum Hristos s-a înviat din morți pârgă celor adormiți. Iisus Hristos a devenit primul rod, prima roadă, iar noi, după Domnul Iisus Hristos, suntem restul roadelor. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 21 și 22, spune așa, Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa vor învia în Hristos. în Adam toți au devenit păcătoși și erau morți. Dar în Hristos, cei care sunt în Hristos Iisus, cei mântuiți vor fi înviați. Ei sunt vii. Deci moartea Domnului Iisus Hristos este pentru a ne lua păcatele pentru totdeauna. Învierea Domnului Iisus Hristos este învierea mea, învierea noastră. Și Hristos cel înviat locuiește în noi. De aceea în Galateni capitolul 2, versetul 20 spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Așa cum Hristos s-a înălțat la cer, când Domnul Iisus Hristos va reveni în aer și noi vom fi schimbați, răpiți și înălțați la cer. Moartea Domnului Iisus Hristos este moartea mea. Învierea Domnului Isus Hristos este învierea mea. Înălțarea Domnului Isus Hristos este înălțarea mea la cer. Domnul Isus Hristos a împlinit toate aceste lucruri ca să mi le dea mie, ca să ni le dea nouă, celor care credem. Să căutăm în Biblie, Roman, capitolul 8, versetul 11. Roman, capitolul 8, versetul 11. Să citim împreună. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Spune, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, în cei mântuiți, atunci, cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci, cei mântuiți îl au pe Hristos care locuiește în ei. Vor fi înviați. Cei morți în Hristos vor învia mai întâi, apoi noi cei vii în Isus Hristos, al căror trup va fi schimbat, vom fi răpiți. Trupul este semnat în putrezire și în viază în neputrezire. 1 Corinteni 15 cu Având trup muritor, vom învia cu trup nemuritor. Așa cum o omidă care se târăște și mănâncă frunze, devine fluture și zboară. Imaginați-vă, omida în starea în care se târăște doar, nici nu poate visa cum o să fie când o să zboare, poate fi comparată cu fluturile atât de frumos care zboară. Nu, nu poate fi comparată. Cu alte cuvinte, trupul nostru muritor va fi transformat într-un trup nemuritor, glorios. Pentru a ne da această viață, Hristos a murit și a înviat. Și noi vom fi asemenea lui Hristos. Moartea Domnului Iisus Hristos este pentru a-mi lua păcatele pentru totdeauna. Iar învierea Lui este umbra faptului că într-o zi și eu voi fi transformat asemenea Lui și voi trăi veșnic. Să căutăm în Biblie, Romani, capitolul 6, versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Când am fost mântuiți și am fost botezați, ce spune? Prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. După ce am primit mântuirea, am fost botezați. Cei care au primit mântuirea trebuie să fie botezați în conferințele de vară sau de iarnă, ne botezăm. Numai cei mântuiți trebuie să fie botezați înaintea lui Dumnezeu, înaintea altor frați mântuiți, pentru a declara că omul vechi a fost îngropat cu Hristos, iar când ies din apă, sunt vii împreună cu Hristos. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Cei mântuiți nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru Hristos, care locuiește în ei. El este stăpânul nostru, Domnul nostru. În restul vieții noastre trebuie să trăim o viață nouă pentru Hristos. Deci învierea lui Iisus ne dă dovada pentru ca noi să credem. să ne dea viața nouă și învierea. Ne face să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Ne ajută să trăim pentru Dumnezeu. De fiecare dată când ne gândim la învierea Lui, să medităm adânc la învierea Domnului Iisus Hristos. Viața nouă a Lui Hristos Locuiește în noi. Și când va veni Domnul Isus Hristos, vom fi transformați și vom merge cu Domnul. Să încheiem cu rugăciune. Doamne, Tatăl nostru milostiv, când noi nu te cunoșteam, Tu ne-ai iubit mai întâi și prin moartea ta pe cruce ai primit toată judecata, tot blestemul pe care trebuia să-l primim noi pentru păcatele noastre și prin însuși faptul că ai sfârmat pentru totdeauna puterea morții, ne-ai dat viață nouă și ne-ai dorit slava veșnică cu care putem intra în cer. Îți mulțumim pentru toate acestea, Doamne, Tu care ai murit și ai înviat pentru noi, care șezi la dreapta lui Dumnezeu, Fiind avocat, îți mulțumim pentru aceasta, ajută-ne ca în restul vieții noastre să trăim într-un mod curat și să umblăm în viața nouă pentru a te slăbi pe tine, ca să te lăudăm pe tine. Ne rugăm în numele Domnului nostru, Isus Hristos, amin.